Cutremur în lumea magistraților, guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență prin care modifică din nou legile justiției. Punem în acord cele trei legi ale justiției cu recomandările Comisiei de la Veneția. Aceste modificări au fost validate de Curtea Constituțională a României și asigură o mai bună funcționare a sistemului de justiție. Abuzurile și imixtiunile în înfăptuirea actului de justiție nu sunt și nu vor fi tolerate. Ordonanța aduce mai multe schimbări majore. În primul rând, crește la 20 de ani vechimea de care au nevoie procurorii pentru a conduce parchetul general, DICOT și DNA. În al doilea rând, actul normativ amână reglementările cu privire la pensionarea anticipată a magistraților până la data de 31 decembrie 2022. De asemenea, procurorii propuși pentru conducerea instituțiilor de forță vor fi audiați în direct pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Tudorel Toader a anunțat că era nevoie de ordonanță de urgență pentru ca legile să fie puse în acord cu realitățile din instanțe. N-a mers la Comisia de la Veneția pentru a negocia, cum am auzit în spațiu public, soluțiile din ordonanța de urgență. N-a mers la sediul Comisiei de la Veneția nici pentru a solicita și a lua aprobare pentru aceste soluții. Mai multe voci din justiție critică însă aceste modificări. Judecătorul clujean Cristi Danileț a reacționat pe Facebook. Ministrul nu este eliminat din procedura de numire a înalților procurori, cum au cerut magistrații și Comisia de la Veneția, ci va face interviuri transmise public. Statul se poate regresa împotriva magistratului care a acționat cu rea credință sau gravă neglijență și a produs o pagubă. Pentru acest lucru trebuie făcut o verificare de inspecție, iar rezultatul poate fi contestat la tribunal. Asta e bine. Reprezentanții societății civile participă doar la lucrările plenului și acolo au drept de vot. Asta era și până acum, a notat magistratul printre altele. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a tunat și a fulgerat din cauza ordonanței. Proiectele de acte normative care sunt făcute în grabă sunt de natură să afecteze dosarele care sunt în curs. În aceste situații vor înceta delegările pe funcțiile respective, iar colectivele care lucrează în acest moment vor fi desființate. Ordonanța de urgență a Guvernului a fost promovată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii.